M-am gândit destul de tare dacă să filmez clipul acesta sau nu. L-aveam eu deja de ceva timp planificat. Este ceva nou, nu am mai făcut asta pe canalul meu. Mai exact, constă într-un clip în care o să vă prezint câteva rujuri dintr-o colecție. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți deja că acum ceva timp am făcut eu câteva poze cu o colecție de rujuri de la Too Faced, Melted Matte, acestea mai exact. Și m-am gândit să filmez un clip cu swatch-uri și bineînțeles se termine și cu un concurs pentru că am menționat și asta într-o postare pe Instagram. Am înțeles că din această colecție fac parte 16 nuanțe, însă eu mi-am cumpărat doar 5 pentru că am considerat că acestea sunt cele care mi se potrivesc și totodată nu am vrut nici să mă întrez prin niște nuanțe care în niciun caz nu le-aș folosi, cum este, de exemplu, un albastru pe care l-am văzut la ei, un roșu spre portocaliu. De asemenea, văzusem și o nuanță de mov, la fel care am considerat că nu mi se potrivește. Altfel, ele sunt nuanțe superbe, însă nu ar fi nuanțele pe care eu le-aș folosi zi de zi. Pentru concurs, v-am spus, am pregătite 3 nuanțe pentru voi și o să le vedeți la finalul acestui clip, însoțite, bineînțeles, de regulile concursului. Sunt reguli simple, sunt cele pe care oricum le știți deja. Să știți că a durat ceva timp până a ajuns la mine comanda. A spune că a durat destul de mult, săptămâni, săptămâni întregi până le-am primit, le-am comandat din afară. Mi le-am dorit foarte tare și vreau să spun că 3 din ele îmi plac foarte mult și evident că le voi folosi. Celelalte nu că nu-mi plac, dar nu știu cât de tare m-ar avantaja pe mine, pentru că este vorba de nuanța tenului meu, este vorba și de nuanța părului meu, este vorba în general și de vestimentația pe care eu o port și nu știu dacă m-ar ajuta destul de mult și s-ar potrivi trăsăturilor mele. Să vorbim un pic și despre textură. Textura mi se pare per total aceeași ca la toate rujurile lichide mate. Este foarte important de menționat că este un ruj lichid mat. Mai exact, aceasta este nuanța pe care acum eu o am pe buze și se numește Feeling Myself. Voi o vedeți un pic pe cameră diferit față de cum este pe buzele mele. Pe buzele mele cred că pare cum să zic, un nuanț, o piersică spre roz, așa, un nuanț de piersică, ușor rozalie. Aici pare foarte piersică, ca să zic așa. O nuanță din aceea, corai foarte, foarte, foarte deschis, exact cum este și rochița mea. Așa ar părea rujul acesta, nuanța aceasta de ruj. Revenind la textură, mi se pare una ușor ca spuma, așa mi se pare mie când îl întind și îl aplic pe buze. Nu mi se pare că se strânge, este foarte lejer. O singură nuanță mi-a dat câteva bătăi de cap, însemnând aceasta, violetul acesta. Și violetul acesta se numește, stați un pic că nici nu mai țin minte, eu am o problemă cu ținutul minte al nuanțelor, Queen Bee se numește. Din imagini, când am cumpărat-o, mi s-a părut că mi s-ar potrivi, însă să știți că este foarte înșelătoare. Aparent pare a fi un violet destul de deschis, dar cel puțin în contact cu buzele mele, poate are legătură și cu pH-ul, bineînțeles. Devine un move mult prea închis, care pe mine personal nu mă avantajează și la aplicare mi se pare nuanța cea mai lipicioasă. Aceasta este singura care are o textură ceva mai ciudată. Inclusiv sticluța mi se pare a fi un pic mai diferită decât celelalte. Mai exact, scrisul acesta este ieșit în relief. Acesta, de exemplu, nu se simte absolut deloc. La acesta, mai exact, mi se pare că este ieșit în relief, ca și când ar avea un sticker. Altfel, ele sunt destul de ok. Aplicatorul este unul clasic, cum îl știm noi la toate rujurile lichide. Nu are nimic deosebit. Capacul, după cum vedeți, este un auriu metalic mat. Nu este capacul acela lucios cum suntem noi probabil obișnuiți la anumite luciuri. Îmi place destul de tare designul acestui ruj lichid. Mi se pare foarte drăguț. Tot legat de designul acestei sticluțe, vreau să vă spun că îmi place foarte mult și scrisul
auriul acesta în acord cu capacul. Mi se pare că se completează destul de bine și îmi place foarte mult că sticluța are stabilitate. Mai exact forma pe care i-au ales-o, probabil că a fost special gândită cât să aibă stabilitate, nu știu, la oglindă, pe o măsuță. De asemenea, aici, pe capac, aveți logo-ul Too Faced. Pe spate avem câteva detalii. Mai exact, le puteți folosi 12 luni de la deschidere. Eu cred că asta este foarte important de știut. Să știți că uneori mă uit și eu la acest lucru, mai ales când vine vorba despre niște produse, nu știu, care îmi plac foarte mult și pe care consider că mi-ar fi destul de greu să le achiziționez eu pe viitor și atunci încerc să, ca perioada lor de valabilitate să fie una cât mai lungă. Eu zic că este destul de ok și pe spate, bineînțeles, că este și nuanța. Bun. Legat de rezistența acestui luciu de buze, mă rog, ruj lichid mat, haideți că eu îl văd aici sub formă de luciu de buze și de foarte multe ori fac această confuzie, nu este un ruj lichid mat. La aplicarea acestui ruj, să știți că nuanța un pic diferă. După câteva secunde, ea se usucă și devine mată și se schimbă un pic, se schimbă cu un ton. Nu se schimbă foarte mult, este foarte ușor de aplicat, se urmează foarte bine conturul buzelor cu aplicatorul. V-am spus, cu singura nuanță cu care am avut probleme este aceasta, o să vedeți voi că o să fac imediat swatch-urile. Ca să revin acum la rezistență, ca să-mi termin ideea pe care am început-o, mi se pare că rezistă în jur de 2-3 ore pe buze, cam așa, asta dacă evident nu consumați lichide și alimente. Mi se pare că rezistă destul de bine, dar sigur că am avut și rujuri mate care au rezistat mult mai mult de atât, dar aici este vorba despre a vă oferi vouă o părere cât se poate de sinceră ca să știți dacă se merită să le cumpărați și voi sau nu. Altfel, nuanțele sunt destul de drăguțe. În privința luciurilor acestea de buze, mi se pare ok că pentru colecția mea le am, adică mi le doream și evident că de asta mi le-am și cumpărat, dar nu aș mai investi pe viitor în ele. Vreau să fiu cât se poate de sinceră în privința aceasta. Ca și textură și, ca să zic așa, rezistență, modalități de aplicare, eu îl regăsesc destul de similar cu rujul Stay Matte de la Rimmel London, acesta mai exact. Nuanța pe care o am eu este Rose and Shine 210, deci mă bucur că mi l-am cumpărat pe acesta înainte, astfel încât să-mi fie foarte ușor să fac o comparație, pentru că sunt convinsă că multe dintre voi ați auzit de rujurile acestea. Au apărut parcă anul trecut în vară, acum un an de zile mai exact, și cred că ar fi un punct de reper pentru voi, ca să știți cu ce să le asemănați. Sigur că vouă s-ar putea să vă placă foarte mult, eu personal pe viitor nu aș mai investi în ele. Plus că a durat și destul de mult ca să le primesc. Acum e posibil ca să le găsiți în magazine, eu le-am comandat pe undeva, nu mai știu, pe undeva, pe la sfârșitul iernii și le-am primit acum o lună și ceva, adică primăvara. A durat ceva până le-am primit, ce-i drept. Dar mă bucur că au ajuns la mine, astfel încât să pot să-mi informez și eu o părere pe viitor. Eu v-am spus să le găsesc destul de comun, aplicatorul acesta este un pic mai îngust, ca să zic așa, față de acesta. Dar ele se usucă mat, textura este ușor spumoasă. Trebuie să aveți mare grijă la aplicare pentru că să vă iasă din prima uniform, ca să zic așa. Adică cu timpul o să vă obișnuiți ca să încercați să aplicați rujul un picuț mai repede. Dacă urmați linia buzelor, este perfect, nu aveți nevoie de niciun contur. Asta îmi place cel mai mult la rujurile mate. Eu personal, rujurile lichide mate, ca să zic așa, datorită aplicatorului, chiar nu am nevoie de contur. De contur am uneori nevoie când vine vorba de un ruj. Acolo întâmpin eu mici probleme. Altfel, cu rujul lichid nu este niciun fel de problemă în privința aceasta. Legat de cutiile acestor rujuri mate, îmi plac destul de tare pentru că sunt într-un carton, astfel încât să le mențină în siguranță. Vreau să spun că au ajuns la mine intacte. Pe lângă faptul că la exterior este colorată în nuanța specifică rujului, apare și logo-ul Too Faced într-un auriu. Auriul de la capacul rujului respectiv este exact același auriu.
Pe cutie, bineînțeles că scrie Melted Matte. În partea de jos inferioară, pe acest fundal auriu, scrie Liquified Matte Longwear Lipstick. Așa. În părțile laterale este într-o nuanță de negru și scrie câteva detalii despre luciul, rujul Liquid Matte, nu știu ce am cu luciu. Și aici, bineînțeles, că avem și o mică imagine cu aplicatorul respectiv. În partea de sus a cutiei este, bineînțeles, menționată și nuanța fiecărui ruj în parte, însoțită de culoare, bineînțeles. Cum observați la exterior, fiecare cutie în parte, veți vedea că poartă o altă nuanță. Nuanța specifică rujului lichid. Deci fiecare cutie este desenată, adică este mai bine zis colorată, cu nuanța rujului mat lichid. Asta mi-a plăcut destul de tare. Vreau să spun că varianta aceasta mi se pare inedită, pentru că știți că, în general, luciurile de buze și sau rujurile, ca să zic așa, vin în același ambalaj. Ambalajul, un ambalaj de multe ori clasic, nu se acordă foarte mare atenție detaliilor. Mie îmi place acest lucru, mi se pare că au gândit destul de bine modul de prezentare, cel puțin... Am fost profund încântată când le-am primit, să văd că au venit niște cutii atât de frumoase. Acestea fiind spuse, cred că putem să începem cu swatch-urile, nu? Queen Bee se numește. Eu mai vreau totuși să mai fac o dată o mențiune. Nuanța nu este deloc urâtă, este totuși un mod pe care eu personal nu l-aș purta, poate, nu știu, ocazional, ca să zic așa. Mi se pare totuși textura în continuare lipicioasă. Modul de aplicare a fost foarte ușor, s-a uscat imediat mat, totuși nu este la fel ca celelalte, cum să zic, lejeră pe buze. Mi se pare în continuare lipicioasă, că mă strânge. Altfel, nuanța este drăguță, nu am nimic de obiectat, totuși nu știu ce să spun că se întâmplă. V-am zis, menționasem câteva detalii diferite și în privința ambalajului, chiar și în privința texturii, dar poate, ce să zic, poate așa a fost gândită nuanța aceasta, un pic mai diferită decât celelalte, totuși mi se pare ciudat că la restul să mergi pe o anumită compoziție, să mergi pe o anumită textură. Și la aceasta să încerci să faci o mică schimbare, nu prea înțeleg de ce. Atât am eu de menționat. Am revenit totuși cu al doilea strat, să vedem dacă este vreo schimbare. Pot să spun că simt o ușoară senzație de mentol pe buze, legat de parfumul al acestor rujuri lichide. Au un miros ușor spre piersică,
Acesta nu, acesta miroase ceva mai soft, așa, mai subtil. După cum ați observat, celelalte sunt mult mai pigmentate decât este aceasta. Aici a trebuit să revin cu un al doilea strat. Mai devreme aveam un singur strat pe buze, acum am revenit și cu un al doilea strat și nu mi se pare vreo diferență majoră. Ca să mă exprim, așa, nu înțeleg ce se întâmplă. În continuare nu înțeleg. Chiar sunt curioasă să aflu care sunt nuanțele voastre preferate sau nuanța preferată a acestui ruj lichid mat. A mea este, bineînțeles, Feeling Myself, aceasta pe care ați văzut-o de la începutul clipului și cea pe care o port acum pe buze. Mi se pare că este cea care mi se potrivește cel mai bine. O regăsesc eu potrivit atât pentru primăvară, cât și pentru vară, bineînțeles. Și cu siguranță o să fie cea mai purtată dintre toate. Așadar, după cum ați observat, toate nuanțele sunt foarte opace, deci sunt rujuri mate foarte intense, poate chiar dintre cele mai intense pe care le-am încercat eu. Finish-ul este unul foarte lejer, deci mi se par cele mai, dintre cele mai lejere pe care le-am purtat. Despre asta este și vorba, să ne simțim confortabil cu ele pe buze, dacă tot investim, nu? Așa. Și bineînțeles că, exact așa cum v-am promis la începutul acestui clip, am pregătit pentru voi un concurs ce constă în 3 nuanțe și vi le spun și imediat care sunt. Prima nuanță este aceasta pe care o port eu acum pe buze, Feeling Myself. Așa. A doua nuanță este Queen Bee și a treia nuanță este Sell Out. Aveți aici o nuanță foarte deschisă, potrivită pentru primăvară-vară. Aveți și această nuanță de violet, v-am spus, pe aceasta o ofer special ca să puteți să faceți voi o oarecare comparație între aceasta și, adică între textura acesteia, finish-ul acesteia și textura și finish-ul celorlalte, bineînțeles. Iar nuanța Sell Out este un maroniu, o nuanță caldă, îmi place mie să-i spun, pe care eu o regăsesc potrivită pentru toamnă. La fel cum o regăsesc potrivită și pe aceasta violet. Eu sper să vă placă și să vă bucurați de ele. Concursul durează până pe data de 15 iunie. Ca de obicei, o să anunț câștigătorul pe Insta Story. Regulile sunt simple, le cunoașteți. Să mă urmăriți, bineînțeles, pe Instagram. Să mă urmăriți pe YouTube, adică să-mi dați un subscribe. Și rugămintea mea este să-mi lăsați în căsuța comentarii numele cu care mă urmăriți pe Instagram și adresa de mail ca să pot să vă contactez. Puteți să-mi lăsați ori Instagram-ul, puteți să-mi lăsați ori o adresă de mail, nu este obligatoriu să mi le lăsați pe amândouă. Ideea este ca să pot să dau de voi mai apoi dacă ați câștigat, bineînțeles. Eu vă urez mult succes și ne revedem data viitoare. Mua!